sunt aici și exist dincolo de închipuirea mea sau de tot ce știința astăzi a descoperit. Deci, mi-a oferit viața cu oportunitatea de a afla că noi există un potențial infinit. Infinit, și când spun infinit, este infinit. Nu mă joc chiar așa de tare cu cuvintele. Îmi place să mă joc, îmi place să vă invit la acest joc al vieții, pentru că dacă o să aveți curiozitatea să citiți cartea, tot viața și experiențele vieții m-au învățat să fiu responsabil. Să mă responsabilizez și să mă joc foarte frumos. Mare lucru este să te responsabilizezi în viața aceasta. Deci pe toată tema aceasta absolut minunată, să fii un jucător responsabil, este o mare provocare a vieții. Așa că am parafrazat odată, așa citind, îl iubesc pe Blaga și el îmi spune ceva foarte frumos și am parafrazat așa, de la lucruri minunate care mi-au plăcut și am încercat să improvizez ceva pe lângă și cred că mi se potrivește acum și aici. Să vă spun așa, aș vrea să ne jucăm cum niciodată nu ne-am mai jucat. Să nu se simtă niciodată Dumnezeu în noi întemnițat. Pământule, dă-mi aripi să ating nemărginirea. Ca împreună noi toți, aici și acum, să desfășurăm iubirea. Mi se pare că este țelul care ne duce să fim aici acum, să fim atunci, să fim întotdeauna. Este țelul care ne face să ne descoperim, să aflăm cât de frumoși suntem, cât de înțelepci suntem, unde sunt înțelepciunile, inteligența. Unde sunt inteligențele? Vedeți câtă inteligență convertită apoi ușor, ușor în înțelepciune. Spune un mare înțelept: noi trăim pe două octave. Octava de jos reprezintă mentalul nostru puțin mai inferior, așa să zic așa. Octava de sus ne duce să experimentăm inteligența spirituală. Ne mai spune atât de frumos și ne provoacă. Ne provoacă să manifestăm ființa psihică. Să manifestăm ființa psihică și spune, e manifestarea spiritului nostru divin. Este octava înaltă a mentalului superior, este octava înaltă a emoționalului superior și este octava înaltă a vitalului superior. Ori știu sigur că voi toți aici și acum deja manifestați octava superioară pentru că n-ați fi aici.